Este o fire curioasă, dinamică și sensibilă la tot ce înseamnă emoții puternice și povești de viață. Îi plac provocările și vrea să descopere lucruri noi, în special despre ea însăși, încercând mereu să își depășească limitele. Crede cu tărie că oamenii se pot schimba în bine și că niciodată nu este prea târziu pentru acest lucru. Ea consideră că ne putem dezvolta numai prin momentele dificile din viața noastră, că nu contează de câte ori cazi, contează numai să te ridici, iar și iar, și să nu renunți. Mai multe o să aflăm în discursul Paradox. Haideți să o primim cu aplauze pe finalista noastră, Andra Diaconu! Bună seara! Câți dintre voi ați vrea să învățați din greșelile celorlalți, astfel încât să nu le repetați? Câți dintre voi ați vrea să știți care e secretul pentru a reuși în viață? La fel ca și voi, și eu am vrut să aflu care e cel mai important lucru pentru a avea o viață împlinită. Pentru mine, cel mai important lucru, cea mai importantă lecție, e însăși viața. Viața mea. E o lecție care continuă și pe care o descoper și o învăț în fiecare zi, cu fiecare experiență trăită. Am învățat până acum că oamenii sunt absolut fascinanți și sunt capabili de schimbări incredibile. Deseori auzim că un om nu se schimbă, dar adevărul e că ne putem schimba. Fiecare din noi avem puterea să fim mai buni și să ne dezvoltăm. Dar pentru asta e nevoie de o decizie și de efort. E atât de simplu să jucăm rolul de victimă și să pasăm responsabilitatea în exterior, spre ceilalți. Ceilalți au fost nedrepți cu mine, ceilalți m-au dezamăgit și mi-au înșelat așteptările. Viața nu a fost corectă și nu mi-a dat șanse. Sartre spune că nu contează ce fac ceilalți din noi, contează ce facem noi cu ceea ce au făcut ceilalți din noi. Lecțiile sunt peste tot în jurul nostru, în cărțile pe care le citim, în experiențele pe care le trăim, chiar și în discursurile pe care le auzim azi aici, în oamenii pe care îi întâlnim. Acum câțiva ani am aflat povestea lui Emil, care a trăit într-un mediu defavorizat, într-o familie conflictuală, bazată pe certuri și abuz de alcool. La numai 10 ani, mama lui i-a părăsit, iar tatăl a fost nevoit să plece în străinătate pentru a putea susține financiar pe copii. Emil a fost nevoit să-și asume responsabilitățile unui adult, deși era doar un copil. El era cel care avea grijă de frații lui mai mici. Înainte să vă povestesc ce s-a întâmplat cu Emil și ce fel de om a devenit, vreau să vi-l prezint pe Cosmin. Și el are o poveste tristă. La numai 8 ani, părinții lui au decedat într-un accident rutier. A fost crescut de o mătușă, însă niciodată nu a simțit că face parte din familie. Niciodată nu era suficient de bun. Mereu auzea critici și reproșuri. Astăzi, atât Emil cât și Cosmin sunt adulți, au un job stabil și locuiesc în Cluj. Dar cum sunt ei ca indivizi? Emil consideră că oamenii sunt răi și nedrepți, iar dacă vrei ceva, trebuie să iei. El a învățat că scopul scuză mereu mijloacele și că propria persoană e mai importantă decât orice și oricine. Într-una din discuțiile noastre îmi spunea: de ce sunt pese de ceilalți? Nici altora nu le pasă de mine. Din experiențele avute, Cosmin a învățat importanța cuvintelor frumoase. Îmi spunea: știu cum e să fii criticat și nimeni nu merită să se simtă așa. De aceea, eu încerc mereu să încurajez pe cei din jur. Dificultățile din viața noastră ne pot face mai răi sau mai buni, mai egoiști sau mai altruiști. Depinde numai de noi ce concluzii tragem
din experiențele pe care le avem, din lecțiile care ne sunt date. Am învățat până acum că nu contează neapărat evenimentele din viața noastră. Contează mai mult felul în care noi le vedem, felul în care noi le interpretăm. Percepția noastră ne creează realitatea. Astfel, un obstacol poate fi o provocare. Un eșec poate fi o lecție. O dificultate poate fi oportunitatea de a ne dezvolta și de a fi mai bun. Viața ne oferă șanse cu fiecare zi în care ne trezim. Noi suntem cei care nu oferim șanse altora și poate nici nouă. Și totuși, trăim cu impresia că timpul nostru e nelimitat. În 26 august s-au împlinit 10 ani de când am pierdut în valurile mării o persoană foarte apropiată. Deși apa ne era doar până la piept, am fost trași de curenți și din ceva motiv, viața a ales să-mi dea doar mie încă o șansă. Persoana despre care vă povestesc m-a încurajat mereu să lupt și să nu renunț, oricât de disperat ar părea situația. A fost o lecție pe care mi-a demonstrat-o chiar și în ultimele momente. Am învățat până acum că frica e unul dintre cei mai perfizi inamici. Frica de eșec, frica de a nu fi răniți, frica de a nu suferi. Ne lăsăm conduși de teamă și ajungem să fim noi înșine cei mai mari dușmani ai noștri. Găsim cele mai inventive și mai eficiente metode de a ne sabota pe noi. Acum câțiva ani, trăiam într-o închisoare creată de mine, în care singurii mei gardieni erau frica și etichetele negative pe care mă convingeam că mă definesc. Limitele mele erau atât de clare și atât de inexistente. Lecțiile sunt peste tot în jurul nostru. Am învățat mai ales că cel mai puternic, cel mai mare atu pe care îl avem e chiar defectul nostru. Nu te poți ridica decât dacă ești jos. Nu poți fi mai puternic decât dacă ești slab. Nu poți să progresezi decât dacă ai fost mai în spate. La fel cum lumina nu se vede decât în întuneric. Nu poți fi curajos decât dacă ți-e frică, deoarece curajul există în prezența fricii, nu în absența ei. Defectele noastre ne pot face să fim mai buni, dacă știm cum să le folosim. Iar antidotul pentru frică este iubirea, atât față de noi, cât și față de cei din jur. Deseori ne blamăm atât de mult pentru defectele noastre și criticăm și pe ceilalți, uitând că suntem toți oameni și nu suntem perfecți, dar suntem perfectibili. De multe ori ne comparăm cu ceilalți și avem senzația că alții sunt mai fericiți. Ajungem la concluzia eronată că viața altora e mai ușoară. Dar adevărul e că parcurgem drumuri diferite. Și cea mai corectă comparație e cu noi înșine. Noi, cei de ieri, cei de acum o lună, cei de acum un an. Am învățat că și cel mai puternic om are momente de îndoială, momente în care cade, momente în care e teamă. Am învățat că putem trece peste aceste momente. Cu toții avem demonii noștri. Avem cicatricile unor experiențe pe care doar noi le cunoaștem, urmele adânci unor bătălii despre care doar noi știm. De aceea am să vă rog să vă uitați la persoana din stânga voastră. Uitați-vă bine la ea și zâmbiți-i. Acum am să vă rog să vă uitați la persoana din dreapta voastră. Zâmbiți-i și ei, pentru că și are nevoie de încurajare. Am să vă rog acum să vă zâmbiți vouă și să vă felicitați pentru toate dificultățile pe care le-ați depășit până acum.
Mulțumesc! Am învățat recent de la un prieten că asul nu câștigă niciodată jocul de unul singur, doar împreună cu alte cărți. La fel și în viață, expertiza într-un domeniu, banii, statusul social, nu valorează nimic dacă suntem singuri. Cu toții avem nevoie de cineva lângă noi. Aș vrea să închei cu o poezie pe care am auzit-o prima dată recitată de Ovidiu și care mi-a plăcut atât de mult încât aș vrea ca mesajul ei să fie ideea pe care s-o luați azi acasă. Poezia se numește N-ai de zmierda, de Radu Gir. N-ai de zmierda de n-ai ști să blestemi. Surâd numai a cei care suspină. Azi n-ai iubi de n-ar fi fost să gemi. De n-ai fi plâns, n-ai duce în ochi lumină. Și dacă singur rana nu-ți legai, cu mâna ta n-ai unge răni străine. N-ai jindui după un colț de rai, te n-ai purta un strop de iad în tine. Că nu te înalți de jos până nu cazi, cu fruntea în pulbere amară. Și de reînvii în cântecul de azi, e că ai murit în plânsetul de-aseară. Vă mulțumesc!